care produce leziune, așa să zic. Bine că mi-am luat pastilele înainte, că altfel știți cum este la chiar, dar nu știu ce naibii. De fiecare dată trăim cu emoții până în final, fiindcă la Târgu Mureș am pierdut în ultimul minut, minutul 91. La Piatra Neamț, minutul 76, ne-a dat un gol, să ținea unul de bar, avea cârcei, offside 3 metri, dar nu s-a văzut. Acum, 11 metri, clar, am înțeles, nu este nicio problemă. Forțat să fac 3 schimbări, fiindcă a luat cartonaș roșu Stan, care jucase bandă dreaptă, am încercat să-l duc pe Neluz roșu acolo, care n-a putut să se achite de sarcina de a juca în bandă. Trebuie să schimb, a intrat Dulgherov, un jucător care era nepregătit total, din mental, și iată că în momentul în care intri în joc și nu ești pregătit, poți să comiți astfel de erori. Au fost un meci cu două reprize diametral opuse. Prima repriză în care cred că am făcut cea mai bună repriză noastră din acest campionat, deci practic Craiova n-a contat în opinia mea, decât au pus așa sporadic presiune, dar am avut posesie, am avut absolut tot, am ținut de minge extraordinar. A doua repriză, fiind o echipă mică, trebuie să o recunoaștem, apare conservarea rezultatului, apare sentimentul ăsta în care jucăm sub presiunea retrogradării. Suntem o echipă care suntem clasați în zona aceea roșie și fiecare meci îl jucăm pentru puncte. S-a văzut ardoarea de astăzi, îmi felicit băieții, felicit echipa, și-a dorit foarte mult. Am avut un arbitraj senzațional în opinia mea, un arbitraj foarte bun. Nu mă așteptam, dar iată că se poate și am avut și eu un arbitraj fără să influențeze rezultatul, cred că în mare parte, cred că și noi am avut penalti clar și eu am avut penalti. Iar din punctul ăsta de vedere, urmează un joc foarte important. Și devine vital și următorul joc cu CFR Cluj. Avem un partid extraordinar de grea acasă. Dar, mai să vă spun ceva, nici un meci nu mai e ușor. Indiferent cu cine joci, se poate întâmpla orice. Am o bucurie așa aparte că de 4 etape nu pierdem și noi. De 4 etape nu pierdem, cu 2 deplasări în care am luat punct aici, am bătut la Iași. Eu zic că echipe cu care ne vom bate pentru retrogradare, cu tot respectul pentru domnul Cârțu și pentru publicul de aici și tot ce înseamnă Craiova, consider că și Craiova în momentul de față este o echipă care se bate mai mult pentru evitarea locurilor de retrogradare decât pentru cupele europene. Și atunci, pentru mine, un rezultat de 1-1 în deplasare contează. Un rezultat, există posibilitatea la sfârșit să conteze la meciurile directe. Marius, am un rezultat pozitiv. N-ați plecat în vin la Craiova. Voi rezultatele pozitive le-ați avut în deplasare. Ați învins la Galați, ați învins la Iași. O să fie să jucați tot timpul în deplasare. Ce faceți cu terenul vostru? Asta e o problemă care nu vreau să o discut. Nu vreau să o discut, fiindcă nu vreau să creez absolut nicio polemică, fiindcă v-ați văzut și dumneavoastră, s-a scris că nu știu ce microbe ar fi în acel teren, niște prostii, niște aberații. Acum nu mai poți să joci fotbal pe niciun sintetic, se infectează jucătorul, niște idioțeni. Este un gazon care nu este ușor de jucat pe el, e clar, nu este iarba, iarbă, ce să mai, acum ne mai ascundem. Iarba e altceva, poți să împingi, poți să înfigă cramponul, e altceva, dar nu trebuie să trecem în partea aia altă acum și să spunem, când o să vină vremea rea și o să plouă și o să fie o plăcere să joci acolo. Deci nu. E adevărat că, uite, luăm puncte de afară. Luăm puncte de afară și asta înseamnă că avem caracter. Pentru echipa națională ai vreo opțiune? Da, eu l-aș vedea pe Olăruiu. Consider că este un antrenor care a ajuns la o maturitate aparte și poate să conducă. Este independent din punct de vedere financiar, nu e foame să vină să facă cine știe ce prostii pe aici și din punctul ăsta de vedere cred că merită să fie antrenor echipei naționale. Cu tot respectul și ceilalți, Dan Petrescu, antrenor foarte bun, Mircea Lucescu, dar nu cred că vin. Eu zic că trebuie să aducem un antrenor care are rezultate afară, din ăștia așa, tirpilici de ăștia care găsim pe toate drumurile să ne păcălim. Adevărul că vreau să vă spun ceva, în momentul de față, dacă vine și Iordan, antrenorul de la Tecnometal, n-are voie să nu califice echipa națională. Deci n-are voie, trebuie să fii, scuzați-mă, idiot să nu califice echipa națională în momentul de față. Câte punctaje ai și ce meciuri mai ai și ce grup. O grupă, o rușine de grupă. Da? Mulțumesc.